Continuăm această dimineață, fiecare dintre noi poate să se implice. Sigur, Bună Dimineața a avut și bune exemple prin voluntarii ce se implică de foarte mulți ani pentru a ajuta animalele fără adăpost. Una dintre voluntarele ce a reușit să se implice la Necropolă este astăzi aici alături de mine. În această dimineață alături de noi este Ana Maria Kobilanski, voluntară, după cum menționam. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Vreau să revenim la acea discuție despre voluntariat și ce înseamnă voluntariatul făcut la Necropolă sau în alte instituții sau centre unde sunt animale fără adăpost. Voluntariatul înseamnă să te implici, să încerci să oferi puțin din timpul tău liber pentru a pune umărul la o schimbare și pentru a schimba ceva. Și ai nevoie, pentru asta ai nevoie doar de timp și de puțină voință. Ai nevoie și de tărie? Sigur că da. Da. Pentru că, mă rog, se întâmplă situații când e puțin mai greu din punct de vedere emoțional, din... Da, dar în primul și în primul rând motivație și timp. Sigur că toată lumea și-ar dori o lume perfectă, ceea ce este imposibil de avut. Și în momentul în care mergi la un centru de genul aici, sigur, fără a încerca acum să aducem anumite mesaje negativiste despre cineva, dar când mergi la un centru, te-ai aștepta ca acele animale să aibă anumite condiții și când vezi în ce stare sunt, ce simți ca voluntar? Ca voluntar, sigur că atunci când vezi lucrurile astea, te întristează, dar tu nu mergi cumva... Când mergi acolo, nu te gândești că, oh, uite, animalul ăsta e așa, 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 așa. Tu cumva îți setezi altfel, nu știu... Gândurile. Da, gândurile și te duci acolo și zici, uite, da, e așa, dar eu mă duc acolo pentru a schimba cumva, a pune cât de puțin, nu știu, a mă implica pentru a schimba lucrurile. Asta este motivația? Da, inclusiv. Asta este motivația. Sau mai e nevoie de motivație pentru că toți voluntarii, toți cei care se implică, toți cei care adoptă, inclusiv de pe stradă, simt acest lucru. Nu au nevoie de o motivație. Mai e nevoie de motivație? Mai e nevoie de motivație și explic și de ce. Pentru că, spre exemplu, voluntarii de la Necropolă foarte și foarte des se confruntă cu, mă rog, critici la adresa lor. Că, uite, nimic nu se schimbă. Da? Voi de ce mergeți acolo? Oricum nu schimbați nimic. Și nu e treaba autorităților? E treaba autorităților, dar sunt niște lucruri la alte nivele pe care, din păcate, noi oamenii, nu, hai să zicem simpli, da? Nu avem într-atâta, nu știu cum să zic, nu ca autoritate pentru a schimba, dar noi putem să ne implicăm în alte feluri. Pentru că noi, voluntarii care merg acolo, vedem lucrurile nu ca pe o statistică. Oamenii care citesc postări pe Facebook văd lucrurile ca pe o statistică. Noi nu putem să vedem lucrurile ca pe o statistică când mergem acolo și îi știm pe jumătate din câinii aia cum îi cheamă, da? Și care e povestea lor și cum au ajuns acolo și ce se întâmplă cu ei. Și atunci când lumea spune că, ei, dar ce schimbă că, nu știu, 10 și 20 de câini au plecat în Germania sau au fost adoptați, schimbă. Pentru că totul se pornește de la lucruri mici. Și creează un precedent. Și de la precedentul ăsta poți ulterior să duci mult mai mulți, pentru că trebuie să începi de undeva. Foarte corect. Nici piramidele nu au fost imediat gata. Exact. Foarte bună discuția asta, pentru că am citit și eu mesaje de genul ăsta în care erau ba criticați, ba blamați unii voluntari că ce fac ei. Păi, dar ce poți să faci ca voluntar? Tot ce poți să faci probabil e să oferi din timpul tău pentru a petrece mai mult timp și spațiu cu acei câini, dacă facem referire la Necropolă sau în alte locuri, dacă sunt și alte animale, pentru a petrece timpul cu ei și pentru a încerca să le oferi atenție. Oamenii care scriu astfel de comentarii pur și simplu nu înțeleg până la urmă care este scopul voluntarilor care merg acolo. Da? Voluntarii, scopul principal al voluntarilor care merg acolo este de a socializa cu câinii aia și de a le oferi o șansă într-adevăr la o eventuală, nu știu, să meargă într-o familie, să fie adoptați, pentru că câinii vin acolo extrem de traumați și stresați și nu poți să-i oferi câinelui la o familie, da? Sau șansa să fie adoptat în momentul în care tu te apropii și el stă la 3 metri de tine și tremură așa, da. Adică lucru la nivel, e nevoie de foarte multă răbdare și de asta voluntarii care merg acolo sistematic, bine, am făcut și eu asta 2 ani și ceva, acum am luat o mică pauză, că vorba de gestiune de timp, dar iată, spre exemplu, Dana Untură, care merge acolo sistematic deja de cât? Aproape 4 ani. Nevoie de foarte multă răbdare și perseverență și de respectat chestia asta. Asta trebuie să întreb.
Pentru că îmi dau seama că la un moment dat oricum există anumite priorități ce apar și la un moment dat trebuie să faci anumite alegeri. Da. Pe parcursul anilor ai cunoscut mulți voluntari. Persoane ce au venit poate pe o perioadă mai lungă de timp, alții care au venit mult mai rar, unii care poate veneau și ulterior nu au mai venit. Da. Ai reușit să comunici cu ei? Care e ciclul ăsta? Când se oprește ciclul unui voluntar? Sau dacă se oprește acel ciclu? El nu se oprește niciodată. Din momentul în care... Bine, să zicem, tu ești voluntar, tu nu ești voluntar de la oră la oră și nu te duci duminica, uite, de la 9 la 2 și faci asta. Tu ești voluntar tot timpul. Dacă faci această alegere de, uite, eu ajut și mă implic, asta poate să se întâmple când mergi la necropolă sau poate să se întâmple pe stradă, că vezi, nu știu, un câine, o pisică care are nevoie de ajutor și atunci zici, dar cine dacă nu eu? Asta e cumva... mentalitatea. Sau mă sună cineva la 12 noaptea și îmi spune, uite, am găsit, ce să fac? Și îmi dau seama că omul ăla nu are experiență, nu știe unde să-l ducă, ce să facă, dar n-a fost indiferent și n-a trecut pur și simplu. M-a sunat și atunci trebuie să mă implic. Asta. Și ele la fel, mai mult sau mai puțin voluntar, persoana exact, ce se implică. Exact, exact. Vreau să vorbim puțin de atașamentul animalelor și aici am să deschid o mică paranteză. Am tot timpul mașină în portbagaj, mâncare pentru câini. În momentul în care ofer mâncare câinilor din stradă, încerc să nu mă apropie prea mult, pentru că, într-o discuție pe care am avut-o la un moment dat cu cineva, ei se atașează foarte mult și suferă ulterior. Da. Ce faceți voi? Pentru că voluntarul merge pentru o perioadă de timp la necropulă, dar nu stă 24 în 24 și acel câine nu vine cu tine acasă ca să doarmă undeva la picioare sau într-o altă cameră. Da, într-adevăr, așa e. Aici... Bine, noi încercăm să oferim atât timp cât putem, din păcate, pentru că acum dacă întrebăm voluntarii care vin acolo, ar lua 2, 3, 4 câini acasă. Dar e vorba de resurse spațiu. Și spațiu și exact. Așa mai departe. Și asta e... Bine, nu e o acuză, e de fapt o altă formă de a aborda subiectul, pentru că și asta devine o problemă la un moment dat pentru unii dintre ei, pentru că fiecare câine la fel are un temperament. Da. Și unii dintre ei se apropie și se atașează mult mai mult și atunci trebuie să găsești o rezolvare și la această problemă, pentru că trece ulterior prin alte stări în momentul în care nimeni nu se mai află la necropolă. Uh-huh. Bine, la necropolă este... O să zic acum, e vorba de o doamnă care lucrează acolo, Snejana, deci... Toți câinii o iubesc și toți câinii au încredere în ea și toți câinii, deci dacă este ea acolo, lucrurile stau bine și cumva... Cât va fi doamna acolo, totul va fi bine. Da, exact. Pentru că noi nu putem să vrem, dar nici nu putem să mergem acolo. Cumva... Ar mai fi nevoie de centre de genul Republica Moldova sau municipiul Chișinău? Nu vorbesc nevoie. Exact 100%, dar similare, da. Cel puțin. Sigur că ar fi nevoie, dar ar fi nevoie de centre care sunt gestionate foarte și foarte bine și puse niște lucruri la punct. E vorba despre, eu cred că e vorba despre management, în primul rând, și despre... Da, deci trebuie să se preia niște modele, pentru că țara noastră nu are o experiență în domeniul ăsta și trebuie să preia niște modele și să le implementeze aici. Dar da, sigur că este nevoie. Lucru ce este posibil de făcut. Și întrebam acest lucru pentru că purtă urât că am mai avea spațiu, am mai avea unde să învățăm și din păcate în continuare abandonul rămâne a fi o problemă. Tu acasă la fel, ai o câine și o pisică. Am. Vreau să știu povestea lor. Ambii sunt adoptați. Dia, cățelușa mea, e adoptată acum 4 ani, cred, 5 acum o să fie. Mergea pe stradă, am văzut-o, am zis că trebuie să o iau, o să-i găsesc un stăpân. Îmi găsesc stăpânul. Și celălalt, motănelul, e la fel. A fost aruncat la mine în curte împreună cu fratele lui. Că, apropo, am avut o perioadă în care destul de des apăreau pe la mine prin curte și voluntarii îmi spuneau că asta nu e... Așa, o coincidență, da, nu, dar și deja pe el am luat noi, a rămas la noi și fratele, am găsit o familie și primesc și acum poze cu stă în pat și doarme. Și cum se înțelege câinele și pisica? Foarte bine, apropo, ceea ce m-a mirat și pe mine, poate să doarmă împreună, poate să joace, poate să
apropo, e o relație tare frumoasă să o urmărești așa dintr-o parte. Nu te plictisești niciodată când ai... Am sesizat lucrul ăsta pentru cei care sunt la curte în mod special și au și câine și pisică și trăiesc în aceeași curte și sunt liberi. Au o înțelegere foarte bună și probabil acea lecție pe care am învățat-o noi că câinele ar fugări pisica sau pisica s-ar teme de câine se creează doar în momentul în care le interzici să se joace. Da. Pentru că, de fapt, e mai mult curiozitate în cazul lor, exact, inițial. Exact, exact. E curiozitate și vor și ei să vadă ce cu vietatea asta care a venit aici. Adică nu e... Hai să zicem stereotip. Și vreau să mai facem încă un lucru, pentru că sunt sigur că în acest moment unii ne urmăresc și poate și-ar dori să facă voluntariat, poate și-ar dori să se implice, nu știu, poate îl numiți altfel, poate nu voluntariat, poate doar implicare, însă nu au curajul sau pentru unii care vor să o facă, ce sfaturi ai avea? Pentru un voluntar care pentru prima dată merge la necropol sau are alte acțiuni, ce întreprinde? În primul rând, eu vreau să-i îndemn pe toți să facă voluntariat, indiferent de domeniul în care vor să-l facă, dar dacă aleg să facă voluntariat la necropolă, să meargă acolo, să nu citească tot felul de lucruri înainte de asta, să meargă să vadă într-adevăr ei cum e, să se implice cu cât pot, să se... pregătească puțin, pentru că pentru unii care sunt mai emotivi și așa mai departe, prima dată, noi am avut voluntari care au venit prima dată și au plâns. Mult. Da. Pentru că, mă rog, empatizez cu câinii ăștia și da. Dar e ceva frumos. Adică, dacă decid să meargă, emoțiile pe care le primești acolo, nu le mai primești în altă parte. Și faptul că știi că, uite, ce faci tu contează, eu... Sunt niște emoții frumoase și îndemn pe toți să încerce măcar o dată. De ce nu? Foarte important să nu uiți scopul în momentul în care mergi. Inclusiv și pentru cei mai emotivi și pentru cei mai puțin emotivi, dar să nu uiți scopul pentru care ai mers. Da. Mulțumesc mult că ai venit în această dimineață. Mulțumesc și vă. Mult succes în continuare, dar din informațiile pe care le cunosc, acum ai făcut o pauză pentru că ai bacalaureatul în acest an. Da, am și bacalaureatul și examen. Și acum nu vreau să sune ca o scuză, e mai mult o problemă de... Toată lumea, noi toți avem timp. Trebuie să-l gestionăm. Logistica timpului, exact. Da. Și, dar... Multă baftă la bacalaureat. Ăsta era mesajul pe care am vrut să-l transmit. Mult succes în studierea materiilor pe care Mersi. Le ai. Mersi.